căruță intrăm în Averești. În Averești este și crama. Crama nouă și cea veche. Dar cea nouă este o bijuterie, practic. Da, eu am preluat aici o cramă veche construită de boierul Negruții din 1874, pe care am conservat-o și reprezintă până la urmă emblema societății noastre. Este o construcție impresionantă pentru timpurile de atunci. Bineînțeles că am venit și noi în completare cu o investiție nouă, care am finalizat-o în 2021, o investiție de 9 milioane de euro, o cramă modernă, cu tehnologie de ultimă oră. Intrăm în secția de prelucrare a strugurilor, cu o capacitate de 1000 de tone pe zi. Este o secție unde prelucrăm strugurii și avem componenta gravitațională pentru musturile rezultate. Este o secție modernă, cu tehnologii de ultimă generație, unică în România. Tot procesul de prelucrare este asistat pe calculator. Toate circuitele sunt prevăzute cu electrovalve pentru închiderea și deschiderea lor. Deci, practic, nu există intervenția omului aici. Practic, este totul automatizat. Manual avem foarte puține intervenții. În primul rând, capacitatea preselor este de 50.000 de litri. În afară de presare, facem și o macerare pentru vinurile aromate. Vreau să vă spun că noi la Averești producem peste 50% din producție sunt vinuri aromate, de Buseacă, de Bohotin, semi-aromate de Sauvignon, aromate de tămâioasă românească și de muscat otonel. Este vremea tulburelului de zghihară, un soi vechi, specific Hușului, dar care mai este cultivat doar la Averești. Zghihara a devenit brand al cramei vasluiene. De aici, din secțiunea aceasta, putem să trecem și afară, la cisterne. Sigur, de aici musturile pleacă gravitațional la tancurile de decantare, după care de la tancurile de decantare pleacă la tancurile de fermentație. Tancurile de fermentație sunt de capacități de 100.000 de litri, cu mantei de răcire și cu mantei duble tip termos pentru a păstra temperatura constantă. Spectatorii nu pot simți mirosul, dar miroase a vin aici, a vin care fermentează. Poate și putem arăta, putem sigur lua într-un pahar de undeva, sigur, unde sigur, avem vin s-a mai așezat vinul. Care termina fermentația. Arătăm primul vin făcut anul acesta la Averești. Aici, uite, în zona asta unde e terminată fermentația. Aceasta este vestita, zghihara de Huș, din anul 2022. Este un vin, a avut condiții deosebite anul acesta, are o tărie alcoolică de 12 grade, fără zahăr. Este un vin care se prătează foarte bine pentru cei care suferă de diabet ziceți, nu? Da, uh-huh. Acum, Ceaușescu avea porții de vin de aici, de la Huș. Ceaușescu avea diabet, într-adevăr. Da, da. Ghearau de la Huș era pregătit special, avea partide pentru el. Ah, interesant. Da. Și bănuiesc că și oamenii din zonă cultivă soiul ăsta, nu? Doar aici, la Averești, exact, la dumneavoastră se găsește. Exact. L-am înmulțit, am găsit o suprafață mică și am încercat și l-am înmulțit cât am putut, am avut material. Și facem în jur de 200.000 de litri. Fiind un soi local, este adaptat mult mai bine decât soiurile internaționale. Producție bună, mai rezistent la secete decât soiurile internaționale, pentru că, bine, acum depinde și pe ce este altoit. Funcție de portaltoiu care îl folosim, portaltoiu de vigoare a rădăcinilor. Da. Și noi de obicei folosim un portaltoiu mai viguros, pentru a avea o rădăcinare bună. Caută românii
soiul acesta? Să știți că zghihara și busuiaca din Bohotin sunt căutați. S-au obișnuit cu zghihara. S-au obișnuit, noi l-am promovat și cine l-a încercat odată, îl mai vrea și a doua oară și a treia oară. Se întoarce după el. Exact. Din vinul acesta, care este acum aici în cisterne, pleacă și spre românii din diaspora. Da, facem și export și mai ales vindem cel mai bine în comunitățile români. Și cel mai bine la export merge busuiaca din Bohotin. Și nu numai la export, și în România. Și zghihara de huș. Și în timp ce aflam povestea zghiharei, strugurii dulci și aromați încă erau recoltați în bene. Sigur, avem o parte din suprafață de busuiaca din Bohotin. Avem sistem de fertilizare, sistem subteran, îngropat la 45 cm la rădăcina butucului. Folosim o cantitate redusă de apă față de un sistem normal de irigare prin aspersiune sau prin picurare. Toată apa se folosește de către plantă, nu se pierde nimic, nu se alimentează buruiana, practic toată apa este folosită de către viță. În felul ăsta avem o normă redusă de udare. Cei care produc știu că trebuie să produci ieftin și să vinzi bine. Și noi încercăm prima parte să o ținem în mână, adică avem un anumit mod de a lucra. Tot ce lucrăm în vină, lucrăm doar, nu lucrăm în regie nimic, totul lucrăm pe normă. Adică avem tarife pentru fiecare lucrare, pentru fiecare plantă în parte și în felul acesta putem controla cheltuielile cu lucrările manuale, dar în același timp și partea de tratamente care nu este neglijat ca și sumă. Noi avem un sistem de pregătire a apei pentru a folosi la stropit. Avem o stație de dedurizare a apei. Reducem sărurile din apă și în felul acesta putem și reduce cantitatea de substanță la hectar cu până la 25%. Și din punct de vedere economic este bine, dar și din punct de vedere ecologic. Haideți să vorbim un pic și despre provocările pe care le aveți în cultură, pentru că vița de vie arată foarte bine și trebuie să vă fi confruntat și cu mană și cu făinare. Să știți că folosim produse de cea mai bună calitate, lucrăm cu o firmă, Crisda, de la care luăm 70% din produse, dumnealor ne vând produse foarte bune, în așa fel încât controlăm și mana și făinarea. Și cum puteți vedea, via la momentul ăsta arată foarte bine, frunza este sănătoasă datorită acestor produse pe care le folosim an de an. Într-adevăr, cu Cramele Averești avem o colaborare de lungă durată. Principalele boli la care am oferit protecție a fost mana și făinarea. Ce produse folosiți pentru mană și făinare aici? Avem două formulări noi, a uneori produse foarte vechi în piață, sulf și cupru. La noi produsul pe bază de sulf se numește Flosul. Este o formulare suspensie concentrată cu particule, dimensiunea particulelor foarte mici, ceea ce face ca Flosul să adere foarte bine la frunză și să fie rezistent la ploi. Asta ne interesează, un produs de contact să rămână cât mai mult pe frunză, datorită acestei formulări de suspensie concentrată. Al doilea produs, Flaubrix, pe bază de cupru, tot suspensie concentrată, prin produs de contact, trebuie să avem grijă ca și la produsul Flosul să rămână cât mai mult pe frunză. Și cele două produse au omologare și pe agricultura biologică și pentru agricultura convențională. Cu ce diferă de celelalte produse aflate acum în piață? La produsele de contact, formularea este importantă. Ele aderă foarte bine la frunză, la spațiile verzi, organele verzi ale frunzei, oferând o protecție îndelungată. Sunt rezistente, amândouă sunt rezistente la spălare. Și flosulul, sulful lichid, la temperaturi ridicate nu a provocat fitotoxicitate. Flaubrix, un plus pentru Flaubrix, la doza omologată pentru cultura de viță de vie, avem cea mai mare cantitate de cupru metalic. Cupru metalic care oferă protecție asupra mamei. E
iar până ce la Huș vor apărea primele spumante de averești, degustăm mustul proaspăt al acestui an, pus la fermentat în cisternele cramei noi. Nu-i chiar must, dar nici vin nu este. Tot busuiacă. Da. Cu mai mult zahăr. Mai are vezi zahăr mai mult decât. Ia să vedem. Wow, ce buchet are de trandafiri. Sigur, specific. Ce aromat specific locului, cred, da, nu? Da, și soiului. Și soiului. Wow, foarte bun. Într-adevăr, e dulce. Da.